Cel mai probabil copilul este poziționat corespunzător. Dacă ești la prima naștere, vei simți că îți cade cu câteva zile, uneori chiar câteva săptămâni înainte de naștere. A cădea înseamnă că bebelușul înaintează spre zona pelviană, fiind gata de naștere. Unii copii preferă totuși să stea în picioare, ceea ce presupune că sunt poziționați cu picioarele înainte și cu capul în sus. Deși este riscantă, nașterea normală poate fi o opțiune și în aceste condiții, însă medicii recomandă totuși nașterea prin cezarian. La Nugo, perișorul fin care îi acoperea corpul a dispărut în mare parte, iar până la naștere bebelușul va continua să se îngrașe. Nu mai are spațiu aproape deloc, așa că poți resimți mișcările foarte lente. Cele mai multe dintre lovituri le vei simți în zona coastei. În acest moment, toate organele lui interne sunt dezvoltate complet și la locul lor. Doar stratul de grăsime continuă să se acumuleze pentru a-i regla temperatura corpului după naștere, dar și nivelul glicemiei. Ultima parte a dezvoltării unui bebeluș sunt maturizarea plămânilor, precum și dezvoltarea unor conexiuni neuronale la nivelul creierului. Deși este cât un pepene, cel mai probabil îl simți greu ca o bilă de bowling. Bebelușul este din ce în ce mai mult conștient de lumea din jurul lui. Își deschide și își mișcă ochii, respiră și tresare la zgomote puternice. În orice moment, bebelușul tău este pregătit pentru lumea extrauterină. Săptămâna aceasta, sarcina ajunge la termen și bebelușul așteaptă să vină pe lume din clipă în clipă. Continuă să acumuleze grăsime care să-l protejeze în viața extrauterină și să-l ajute să-și regleze temperatura și măsoară puțin peste 50 de centimetri, având în jur de 3300 de grame. Până acum, bebelușul a pierdut mare parte din verne și la Nugo, deși la naștere s-ar mai putea să găsești niște urme din ele pe pielea lui. El are acum suficiente straturi de țesut adipos sub piele pentru menținerea temperaturii corpului, cu puțin ajutor și din partea ta. Aceste straturi de grăsime îi oferă copilului un aspect grăsuț la naștere. Capul continuă să rămână cea mai voluminoasă parte a corpului, deși bebelușul este dezvoltat bine și în rest. Din această cauză, este cel mai bine când bebelușii se nasc cu capul întâi. Placenta continuă să furnizeze anticorpii bebelușului. Întări sistemul imunitar al copilului pentru lupta cu infecția în primele 6 luni de viață. După naștere, acesta va primi primii anticorpi prin laptele matern. Când un bebeluș nu a fost hrănit cu lapte matern, durează cam o lună până acesta poate să își dezvolte un sistem imunitar eficient. În timpul acestei luni, dacă bebelușul se îmbolnăvește, anumite imunități s-ar putea să nu îi se mai dezvolte niciodată pentru că sistemul său ar putea fi atât de supra-solicitat de microbi încât ar putea să înceapă să creadă că virusul este un lucru normal ce circulă prin sânge. Aparatul lui digestiv este gata să facă față laptelui matern sau praf, dar mâncarea solidă va putea fi digerată abia după vârsta de 6 luni. Totodată, la acest moment, cantitatea de lichid amniotic a ajuns la 500 de mililitri, de la 800 cât era în jurul săptămânii 32. În săptămâna 39 de sarcină, vei simți un disconfort mai accentuat, însoțit de senzația că organismul tău nu mai are echilibru. Îți va fi mai dificil să te ridici din pat sau să te așezi pe un scaun. Capul sus, în curând totul va fi mai bine. În plus, sânii devin mai grei, mai corpolenți și în majoritatea cazurilor mai sensibili. Starea de disconfort se va accentua de o odihnă precară în timpul nopții, de crampe în zona picioarelor și de necesitatea de a merge mai des la baie. Din acest motiv, multe viitoare mămici preferă să doarmă într-un scaun balansor decât în pat. În această săptămână 39, este posibil ca fața și mâinile să ți se umfle, caz în care ar fi bine să consulți un medic. De asemenea, este momentul falselor contracții. Dacă însă intri în travaliu pe perioada contracțiilor, este posibil să nu poți vorbi sau să nu te poți mișca. Dacă încerci să te miști, durerile vor fi mai intense, iar contracțiile se înmulțesc cu trecerea timpului. Dacă simți că ți s-a rupt apa sau că este pe cale să se rupă, dacă contracțiile survin dureros la mai puțin de 10-15 minute, atunci trebuie să-ți anunți medicul, deoarece probabil că a sosit timpul ca micuțul tău să se nască. Cum bagajul pentru naștere este deja făcut, nu trebuie să te panichezi, ci să fii cât mai calmă, să-ți aduci aminte și să pui în practică planul pregătit pentru acest moment. În săptămâna 39 de sarcină, ești mai aproape de momentul nașterii, iar emoțiile tale cu siguranță au ajuns la nivelul maxim. Fiecare simptom pare un semnal al travaliului,
De aceea ai nevoie de puțină relaxare, mai ales că pot exista mai multe alarme false. Planifică momentul nașterii împreună cu partenerul tău, stabilind care vor fi prioritățile. Sunt sigură că este la fel de emoționant și poate de două ori mai agitat decât tine, însă păstrați energia pentru momentele atât de importante care vor urma. De acum încolo, greutatea dumneavoastră va rămâne stabilă, ba chiar scade un pic. Colul uterin se înmoaie și se va deschide parțial. Contracțiile Braxton Hicks devin mai puternice. S-ar putea să vă simțiți mai obosită sau mai plină de energie. Ambele stări sunt perfect normale. Odihniți-vă cât mai mult, pregătiți-vă pentru venirea bebelușului și faceți planul de viitor. Plimbările lungi pot ajuta la declanșarea nașterii. Multe femei elimină dopul cu mucus cu o săptămână sau două înaintea nașterii. Altele îl elimină chiar în momentul expulzării fătului. Dacă mucusul are culoarea roz sau conține sânge, așteptați-vă să nașteți în zilele următoare. Imediat ce începe să pierdeți lichid amniotic, pregătiți-vă pentru naștere. Plecați la urgențe cu bagajul pregătit.